Mesaj emoționant și încurajator al directorului Colegiului Național Decebal din Deva, Florin Ilieș, adresat astăzi elevilor, dar și cadrelor didactice, cu ocazia deschiderii noului an școlar. Recunoscut pe plan național pentru rezultatele obținute de elevi, precum și pentru calitatea actului educativ, Colegiul Național Decebal din Deva și-a deschis astăzi porțile pentru un nou an școlar, pe care și-l dorește a fi unul de excepție. Cu emoțiile aferente unui nou început de an școlar, cei peste 1000 de elevi care învață la Colegiul Național Decebal din Deva au participat la careul oficial prin care s-a dat startul noului ciclu de învățământ 2023-2024, care se anunță mai competitiv și mai provocator. Noul an școlar 2023-2024 ne-a reunit astăzi pe toți cei care suntem indisolubili legați prin fire nevăzute, dar trainice, de Colegiul Național Decebal din Deva, o unitate școlară de prestigiu, cunoscută și recunoscută atât pe plan local cât și național. Dragi elevi, educația este un traseu sinuos, dar frumos, pe care vă doresc să îl parcurgeți prin efort conștient și susținut, cu mult curaj și cu încredere în mentorii voștri, dar și voi înșivă. Școala reprezintă un spațiu decisiv al formării voastre, deoarece acum trăiți anii în care luați hotărâri esențiale pentru propria viață, în care vă descoperiți și vă cultivați pasiunile, în care înțelegeți rostul valorilor, importanța muncii, a colegialității, a colaborării, a responsabilității. De îndrumarea elevilor se ocupă peste 80 de cadre didactice, meritul acestora fiind recunoscut și felicitat de profesorul Florin Ilieș, cel mai longeviv director al colegiului, școală înființată în Deva în anul 1871. Dragi colegi, profesori ai Colegiului Național Decebal, acest început este un prilej de a vă mulțumi dumneavoastră, cadrelor didactice, pentru toate eforturile depuse, astfel încât elevii să beneficieze de condiții bune de învățare. Ați promovat excelența și ați pus elevul în centrul activității educaționale, iar realizările sunt vizibile, sunt recunoscute de întreaga comunitate educațională și sunt dovedite de rezultatele excepționale ale elevilor colegiului. Anul școlar, care a început astăzi, 11 septembrie 2023, are o durată de 36 de săptămâni de cursuri.